Doliu în lumea bucătarilor Un maestru al gastronomiei a murit în ajun de Crăciun sunt momente triste, chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, în lumea bucătarilor. Un cunoscut maestru al gastronomiei s-a stins din viață în ajun de Crăciun, în urma unui infarct suferit. Iată despre cine este vorba. Este vorba despre nimeni altul decât Gigi Fedeleș, proprietarul castelului medieval. Bucătarul în vârstă de 53 de ani a trecut în neființă chiar în ajun de Crăciun, după ce ar fi făcut atac de cord amintind că Gigi Fedeleș și-a făcut un nume ca maestru bucătar, având 23 de ani de experiență culinară în cursul cărora a creat numeroase rețete culinare. Totodată, potrivit informațiilor, cu doi ani în urmă, maestrul în gastronomie a făcut parte dintr-o echipă desemnată cea mai bună echipă de bucătari români specializați în prepararea cărnii de vită.